Astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei, parohia Lețca a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul Sfințirii Bisericii. Slujba de târnosire a fost săvârșită de înalt Sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În continuare, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Biserica Sfințită astăzi poartă hramul Sfântul Teodosie de la Braz, așezându-vă acestei parohii cu preotul. În mijloc, sub egida rugăciunilor la tronul cel mai presus de ceruri, are acestui bineplăcut lui Dumnezeu. Tronul Harului este și altarul Sfintei Biserici, acolo unde se săvârșește Sfânta Jertfă, în locul sfințit prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, cu apă sfințită. Cu rugăciunea arhereului și a preoților, pentru ca fiecare sfânt altar să devină Ierusalim ceresc, să devină mormântul Domnului, să devină tron al harului, prin care mila și harul, la vreme potrivită, să coboare peste noi și peste lume. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh, Eusebiu Timofte, a primit rangul de iconom. De asemenea, primarul Comunei Lețcane a primit crucea Sfântului Ierarh Dosoftei.